Nu o să vă vină să credeți că toată această casă a costat 400 de euro. E chiar apocaliptic, din cauza asta Biserica Ortodoxă n-a vrut să o mai sfințească. Și o mare problemă a acestui oraș sunt parcările. Am ajuns pe cea mai frumoasă stradă de aici, din Veliko Târnovo. Am întâmpinat o problemă aici. Eduard are ceva să vă spune. Hai! Tati, ce? Hai, încă! Aici, unde suntem? Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Călătorie. Astăzi ne aflăm în Bulgaria, mai exact în cel mai frumos oraș, Veliko Târnovo. Și am venit să vizităm simbolul orașului, cetatea Țaraveț. Biletul de intrare în cetate este de 10 leva de persoană și ei mai au și o promoție pentru familii de 15 leva. Cetatea se află la o altitudine de 206 metri deasupra nivelului mării și are o întindere de 12 hectare. În spatele meu se află biserica Înălțarea Domnului, care a fost reconstruită între anii 1978-1981 pentru că a ars din temelii și a fost reconstruită cărămidă cu cărămidă și piatră cu piatră. Ea a fost pictată în stil modern și chiar apocaliptic. Din cauza asta Biserica Ortodoxă n-a vrut să o mai sfințească. Deci acum e doar o atracție turistică. Orașul Veliko Târnovo este construit pe 3 dealuri. Noi ne aflăm acum pe unul dintre ele și anume Țaraveț, unde este și cetatea Țaraveț. Celălalt este acolo, dealul Trapezista. Acolo se află iarăși o cetate cu același nume, bineînțeles. Și mai este Sveta Gora, partea aia undeva, unde este și monumentul celor patru călăreți. O să mergem imediat să-l vizităm. Am prins o vreme superbă astăzi, la început de octombrie, în 30 de grade afară. Noroc că mai bate puțin vântul, că altfel ne topeam de cald. Eduard și-a luat o sabie.
de la cetate. Hai, tati! Supranumit și orașul țarilor, numele de Veliko Turnovo vine de la Veliko Mare și Turnovo Tron. Orașul este construit în pantă și are foarte multe clădiri din piatră, până și străzile sunt destul de pietruite, majoritatea, și este foarte aglomerat. Și o mare problemă a acestui oraș sunt parcările. Aici nu găsești parcare, cazări se găsesc foarte multe, dar nu găsești parcare. Și acum ne îndreptăm spre cea mai frumoasă stradă de aici din Veliko Turnovo și anume strada Gurko. Ce e frumos aici în Veliko sunt scările astea de piatră de unde poți face scurtături către străzile de mai jos. Și picturile astea pe fiecare clădire aproape. Am ajuns pe cea mai frumoasă stradă de aici din Veliko Turnovo, strada Gurko. Cea mai frumoasă stradă din centrul vechi este numită după generalul rus Iosif Vladimirovici Gurko. Am ajuns la încă un obiectiv turistic de aici din Veliko Turnovo și anume monumentul Aseneții. Este cunoscut ca și monumentul cu călăreți și este dedicat regilor bulgari Asen Petru Caloian și Ivan Asen al II-lea. Bună dimineața, a doua zi aici în Veliko Turnovo. Deoarece sunt foarte multe obiective turistice în acest minunat oraș, ieri nu am putut să le facem pe toate, așa că astăzi o să mergem la câteva dintre ele și anume cetatea Trapezița, Love Swing, sper să ajungem și acolo, adică e un leagăn din ăla cu o panoramă superbă asupra orașului. Ne-am propus să mai mergem și la Muzeul Iluziilor și nu știu, vedem. Acum suntem pe acest minunat pod din lemn și acolo sus se vede cetatea Țaraveț. Apropo de cetatea asta, în fiecare sâmbătă seara, deci astăzi este sâmbătă, se face un spectacol de lumini foarte frumos, iluminată toată cetatea în mai multe culori. Sper să prinde să vă arăt și vouă. În drumul spre cetate se află și biserica asta de aici, biserica Sfântul Dumitru. Bine, era închis, nu am putut să intrăm, dar foarte interesant, așa de piatră. Ăsta e drumul care duce spre cetate și un indicator aici. Am întâmpinat o problemă aici, la intrare, domnul de acolo ne cere bani. E cu intrare 6 leva de persoană. Problema e că nu se poate plăti cu cardul, doar cash. Deci dacă veniți aici, trebuie să aveți neapărat cash, 6 leva de persoană și doar leva. Deci nu primesc altceva decât cash și leva. Da, tati? Trebuie să ne ducem să scoatem niște bani acum. Am fost în oraș de am scos leva să mergem acolo la cetate, dar în primă fază o să mergem pe poteca asta până la Love Swing, leagănul iubirii, ceva de genul ăsta. E o potecă prin pădure. E un traseu prin pădure. Undeva la 20 de minute de urcat, cred. Și după aceea ne întoarcem și mergem la cetate.
o urcare destul de abruptă, deci nu e deloc ușoară. Mai există un traseu pe drum în partea cealaltă, care e o potecă mai lină prin pădure, asta e nenorocită. Deja am urcat ceva. Ne-am și întâlnit cu trei fete din România, acolo jos. Și am ajuns, cred că am făcut mai puțin de 20 de minute. Am și urcat în forță. Și acolo se vede leagănul. Și în sfârșit am ajuns la Love Swing, ăsta din spatele meu. E un leagăn cu o panoramă superbă în partea asta, asupra orașului. Aglomerație mare acolo la Leagăn, ne-am dat și noi puțin. Ce am văzut, erau foarte mulți români. Adică n-am prea văzut în oraș așa mulți români, dar aici s-au adunat toți. Noi am luat-o pe potică pe partea asta, după Leagăn. Asta e râul Iantra. Foarte, foarte frumos se vede de aici peisajul. Am găsit un loc de belvedere acolo foarte frumos în partea aia. Am ridicat și drona puțin. Acum o să mergem la cetatea Trapezița. Trebuie să coborăm pe unde am venit. Eduard are ceva să vă spune, hai! Cetatea locuiau niște soldați de uri, dar s-au luptat și au murit și au fost să fure diamante și bucăția și tu, și cetatea. Da. Mami, când voiau să închide cetatea, cum făceau? Închidea podul ăsta și poarta. Și podul și poarta și scările. Da. Bravo, tată. Să nu intre. După ce am urcat la leagănul iubirii, acum mergem la cetatea. Trebuie să plătim acolo sus 6 leva de persoană. Mai era și opțiunea cu telecabina. Dus întors 16 leva de persoană sau doar dus 11 leva. Deci, cred că mai bine mergem puțin pe jos. E și drumul destul de ok, nu e foarte mult de mers. La cetate! Acolo la casa aia avem cazarea, exact casa aia mare, o să vă arăt eu exact cum arată, că e foarte interesantă cazarea aia. Aici este cetatea Țaraveț, asta mare, mare, și în partea aia am fost noi la leagănul iubirii, Love Swing. Și acum suntem în cetatea asta de aici, Trapezița. Această cetate este situată pe malul drept al râului Iantra, pe dealul Trapezița, și este cunoscută ca și cetatea cu foarte multe biserici, pentru că aici au fost descoperite undeva la 23 de biserici. Chiar sunt numerotate, asta era numărul 16, am văzut și acolo 17, una 19, și în partea asta se vede foarte frumos cetatea Țaraveț. Interesantă și această fortăreață, este mai puțin vizitată decât Țaraveț, dar merită o plimbare până aici. Acum o să mergem să ne ducem la încă un obiectiv turistic de aici din Veliko Târnovo, și anume Muzeul Iluziilor, care am înțeles că este foarte interesant. Hee!
Hai că ia. Aici unde suntem? Suntem într-o... Ia uite-te și în partea aia, tati. Wow. Aici unde suntem? Într-un labirint. Ia uite. Și ce? Bagă capul de tot. Uite-te și în stânga, în dreapta. Ia uite. Foarte interesant acest muzeu de iluzii. Bine că am venit. Dacă vreți să vă distrați puțin, e excelent. Bine că l-am prins, că acum au închis. O să mergem să mâncăm ceva la restaurantele Ego, care am înțeles că sunt cele mai renumite aici în Veliko Târnovo. Să închidem seara. Bună dimineața! Astăzi ne pregătim de plecare, dar nu înainte să vă arăt ce cazare am avut noi aici în Bulgaria, pentru că este super. Haideți cu mine! Aici, bineînțeles, este un hol de intrare. Avem acest hol foarte mare, aici avem un dormitor. Cu dita mai patul. Și baie. Baie cu duș. Frumos și frumos în partea asta. Avem inclusiv terasă cu grătar. Chiar am făcut un grătar. Și ce e interesant cu asta, are o pergolă electrică. Care se trage frumos. Ok, haideți să vedem ce e mai tare. Numim peste noi. Bineînțeles că este plin de tablouri peste tot și tablouri pictate foarte, foarte frumos de diferiți artiști, am văzut. Și aici avem Liviu, care este impresionant. Uitați-vă cât a Liviu. Lumină difuză. Aici dita mai televizorul. Soundbar, sistem surround și în partea asta dita mai canapeaua. Ce îmi place că avem și tablouri cu femei dezbrăcate în partea asta. Aici avem locul de luat masa și bucătăria. Bucătăria e echipată cu tot ce trebuie, cuptor cu microunde, inclusiv mașină de spălat vasele. Hai să vă arăt și sus, că mai sunt două dormitoare. Mai sunt două dormitoare la mansardă, deci casa e imensă. Ăsta e un dormitor, are inclusiv baie proprie, cu duș și tot ce trebuie. Și în partea asta încă un dormitor. La fel. Dita mai patul, baie proprie în partea aia, Velux. Nu o să vă vină să credeți că toată această casă a costat pentru 3 nopți și 4 zile 400 de euro. Cu tot ce vedeți aici. Inclusiv are garaj închis. Haideți să vi-l arăt și pe ăla. Și acesta este garajul. Toate la 400 de euro. Cazarea se află lângă cetatea Trapezița, care se află acolo pe deal. Este un pic de urcat, dar este ok. Noi acum o să plecăm, că s-a terminat din păcate concediu. Iar vă dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați subscribe la canalul meu de YouTube Adrian Surdu și un mare, mare like. V-am pupat!